contractul de execuție pentru reabilitarea unuia dintre cele mai lungi tronsoane ale liniei de tramvai din Ploiești a fost semnat în data de 12 iunie 2014 de către firmele câștigătoare, dar și de reprezentanții primăriei Ploiești. Apoi, rând pe rând, au fost încheiate contracte pentru fiecare tronson din oraș. Într-un final, au început lucrările și totodată și calvarul din trafic. Mai multe porțiuni de drum au fost închise circulației, traficul fiind deviat pe mai multe străzi lăturalnice, însă au mai rămas și porțiuni neatinse de muncitori. În zona de sud a orașului Ploiești, lucrările pentru reabilitarea liniilor de tramvai au fost deja demarate, însă există și porțiuni de drum ce urmează a fi decopertate. În luna octombrie 2014, atât lucrările de reabilitare cât și municipalitatea treceau printr-o perioadă de rectificare bugetară. Astfel, proiectul risca să nu fie finalizat până la termenul limită, Asta din cauza sancțiunii aplicate primăriei ploiești, prin care parte din fonduri au fost tăiate din cauza încălcării legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, de concesiune de lucrări publice și de servicii. S-a aplicat într-adevăr o corecție financiară de către finanțator din cauza contractului de proiectare care s-a încheiat în 2011 pe posta, posta administrației ploieșteană. S-a apreciat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia că procedura de achiziție publică a fost una de negociere accelerată. În luna noiembrie 2014, în schimb, lucrările se desfășurau conform planului și nimic nu părea să stea în calea muncitorilor în a termina la timp această lucrare de amploare. În general, suntem în linie dreaptă, ne încadrăm în grafic și sperăm ca și vremea să ne permită să avem o iarnă ușoară ca să poată constructorii să lucreze la partea de lucrări aeriene iar la finalul anului 2015 să fim gata cu modernizarea liniei de tramvai în oraș. Din fericire, în zona halelor centrale, acest lucru a fost posibil. Așa arată liniile de tramvai din zona halelor centrale. Acestea au fost deja reabilitate, iar porțiunea de drum a fost dată în folosință. Astfel, valoarea investițiilor se ridică la 46 de milioane de lei fără TVA, termenul de finalizare al acestor investiții fiind luna decembrie a anului 2015. Vremea însă nu a fost favorabilă desfășurării lucrărilor pe timpul iernii, acestea fiind oprite o perioadă de timp. Acum însă au fost reluate, iar în zona de nord a orașului se lucrează intens. Aici lucrările pentru reabilitarea liniilor de tramvai sunt în plină desfășurare. Dincolo de acest aspect însă, potrivit consilierului Ionuț Ionescu, important este ca investiția să nu fie resimțită de ploieșteni într-un mod negativ. Linia de tramvai, dacă se va întâmpla cu toată linia de tramvai ce s-a întâmplat pe la nord, unde s-a crăpat, știți situația de acolo, nu cred că va fi bine, pentru că peste 5 ani nu vom mai avea bani să Tramvaiul a fost introdus în ploiești din anul 1987, fondurile fiind atunci asigurate prin subscripție publică. În 2003, autoritățile au scos din uz linia din Mihai Bravu, tramvaiele fiind înlocuite cu autobuze. Din șase existente la început, în prezent în oraș vor mai circula doar două, respectiv 101 și 102.